Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, anunță vernisajul expoziției Între memorie și uitare, familii nobile din Banat în perioada modernă, care va avea loc vineri 25 octombrie, ora 18, în mansarda B1 a bastionului Maria Terezia. Expoziția va fi deschisă publicului între 26 octombrie și 24 noiembrie. Această expoziție inedită oferă o incursiune captivantă în istoria familiilor nobile din Banat, începând cu anul 1779, când regiunea a fost reintegrată în Regatul Ungariei, și culminând cu anul 1919, momentul în care Banatul a devenit parte a Regatului României. Expoziția reconstituie o lume rafinamentului aristocratic prin intermediul unor obiecte rare și valoroase, care au supraviețuit atât capriciilor istoriei, cât și celor două războaie mondiale și regimului comunist. Vizitatorii vor avea ocazia să admire piese deosebite păstrate în muzee și arhive de prestigiu din Banat, Serbia și Ungaria. Printre acestea se numără și fotografii rare realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea. De asemenea, expoziția aduce în prim plan fenomenul domeniilor nobiliare, reședințele impresionante comandate de nobili între sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XX-lea, adevărate centre de putere și cultură pentru regiunea Banatului. Aceste domenii au supraviețuit în mod fragmentar, multe dintre bunurile lor culturale fiind dispersate sau confiscate în perioada comunistă, după aplicarea decretului de expropriere din 1949. O altă atracție majoră a expoziției este colecția recent achiziționată de către Muzeul Național al Banatului, care cuprinde portrete și obiecte aparținând unor familii nobiliare bănățene. Această expoziție este mai mult decât o simplă retrospectivă istorică. Este o invitație la descoperirea unui univers aristocratic pierdut, dar păstrat viu prin obiectele sale. O călătorie între memorie și uitare, între fastul de odinioară și inevitabilele transformări sociale și politice.